Fraților, bine v-am regăsit la o nouă promovare. Astăzi vreau să vă prezint serverul city.minecraftromania.ro. Este un server original, mie chiar îmi place cum este făcut. Un server care este non-premium și puteți intra, este gratis. Nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video tot ce aveți voi nevoie pentru a vă conecta pe acest server. Aici avem frumos informațiile despre acest server, hostul, președinți. Am să vă explic eu puțin mai încolo ce sunt președinții, contact și forum. Așa, aici avem toate minigame-urile: Survival, Creativ, Skywars, GTA 5, Bedwars, Sky PvP, OPF Faction și Skyblock. Iar aici avem gradele și alte ăștia. Uitați, aici avem grade D. Aici gradele sunt altcumva, sunt cam viața reală. Vedetă este un fel de VIP pe server. Îl poți obține dacă donezi 5 euro sau dacă ești YouTuber și ai peste 1000 de abonați, poți face o cerere pe forum. Polițist la fel, poți face o cerere pe forum și este un fel de helper sau nu știu cum să vă spun eu vouă. Aici avem arhitectul, este un fel de admin sau nu știu cum să vă zic eu vouă. Constructorul este builderul, vă dați seama, judecătorul, tot la fel un grad mare, primarul și patriarhul este gradul cel mai mare care poate fi cumpărat. Așa, după cum vedeți aici sunt toate prețurile și astea, ia asta să mă dau pe aici. Atenție, această metodă merge doar prin PayPal, dacă dorești să donezi prin PaySafe sau SMS, contactează-ne pe Skype cu la ID-urile acelea. Și un ban, apasă pe link pentru un ban. Ok, haideți să vă prezint ce avem aici la Survival. La Survival știți și voi cum este treaba, adică vreau să vă zic că totul se bazează pe orașe. Adică aici, după cum vedeți, City se bazează pe oraș. Toată tema serverului este orașul și aici, uitați, avem un oraș frumos, ne ducem încolo, ne facem și noi casă și toate nebunile. Avem aici Warp Bancă. O să ne teleporteze imediat la Warp Bancă. Așa, uitați aici, dacă mergem în această direcție, aici intrăm în bancă. Avem aici un sign pe care putem să dăm. Și uitați, ai primit 10 dolari pentru că ai fost online un minut. Deci pentru fiecare minut primiți 10 dolari, pentru fiecare minut stat pe server. În rest știți voi cum este Hub. Aici mai avem creativ, la creativ este la fel foarte original. Ei au spus că vor să facă cel mai șmecher creativ din România, de pe toate serverele. Este la fel baza pe orașe. Aici te poți căsători cu cine vrei tu. Dacă este un patriarh pe server, îi poți cere să vă căsătoriți. Și se va duce o slujbă și veți intra în primărie. De asemenea, puteți scrie slash pet și vă puteți lua orice animal de aici, dat porc, câine. Ia să luăm noi un câine. El este câinele meu. Uitați-l, câinele lui Bercea Voievod. Și aici voi vă puteți face talentele. Aici avem de asemenea Warp Bancă. La fel. Avem și aici, unde este, trebuie să urcăm pe aici pe sus. Ia uitați, aici frumos suntem la bancomat, scoatem bani, intrăm, ieșim. Frumos pentru intimitate, hub. Ce avem aici? Skyros, la Skyros știți și voi cum este treaba. Au team și solo, este foarte importantă treaba asta. Haideți să intrăm să vă arăt și vouă cum arată asta de Skyward. Uitați, arenele ca pe Hypixel, foarte frumos, bine făcut, fără lag, fără nimic. Haideți să ieșim, pentru că din păcate sunt doar singurul care se joacă aici. Ce mai avem pe aici? GTA 5, acesta se bazează, cum știți și voi, pe arme, care armele sunt topoare și ăștia. Vă puteți lua și o, cum zice, un texture pack special, dar nu știu comanda încă, oricum. Cei care știți deja cum stă treaba. Și aici te bazezi doar pe împușcături. Aici, după cum vedeți, avem o hartă asemănătoare, zic eu, cu cea din GTA. Adică seamănă cât de cât acolo. Mașini, case, nebunii, tot ce vreți voi și ce nu vreți. Haideți să dăm hub.
Vedem ce mai avem aici. Aici mai avem Bedwars. La Bedwars, ei mi-au zis că s-au muncit foarte mult pentru secțiunea de Bedwars. Încă nu este bine terminată, dar dar o să fie. Uitați aici lista donații, cum am zis eu. Polițist, vedetă, constructor, judecător, arhitect, primar, patriarh. Aici aveți tot. Și la Bedwars știți și voi cum este treaba. Foarte frumos acolo intrați și rupeți patul în două. Așa. Aici mai avem Sky PvP. La Sky PvP, din câte am înțeles, sunt foarte mulți membri staff care scaută hackerii, mai ales aici. Deci nu cumva să vă gândiți să jucați cu hack, pentru că nu o să vă meargă. Băi, ești prost? Deci aveți grijă, totul este la fel ca pe orice alt server. Frumos, uitați aici avem miteme care au căzut de la altul. Și vă bateți, dar fără hack, pentru că ei mi-au zis, cei care au intenția de a intra cu hack, mai bine să nu mai facă, cum cred că este și dânsul, și care o să apară pe filmare și o să-și ia bani. Ia uitați-vă și voi. Mă rog, fraților, dacă el va avea hack, nu va mai sta pe acest server. Asta este cert, un lucru foarte cert. Aici avem OPF Faction. Aici nu prea știu eu prea multe să vă explic, pentru că n-am jucat niciodată. Bănuiesc că voi știți, mie îmi place să vă arăt acest spawn aici, frumos, cu clădiri, ca într-un orășel, într-un mini orășel. Stăm aici sub asta, frumos. Așa, și mai avem aici Skyblock. La Skyblock am să vă arăt aici toate astea, le și s. Aici vă uitați, insula ta, challenge-uri, membrii insulei tale, shop, arena PvP, nether, închisoare, donații, resetează-ți insula. Noi o să mergem pe insula mea să vă arăt și vă insula cum arată, uitați. Bine, nu știu cum am să aici, dar mă rog. Asta este insula mea, frumos, ai aici. Acolo văd că este insula altui player. Avem și aici în jos. Mă, de ce nu se țică recolta? Aici frumos intrăm, avem chestul plin cu minuni, bibliotecă, pătuți unde să poți dormi, foarte frumos făcut. Mie chiar îmi place foarte mult cum este făcut serverul, o idee foarte originală. Stai, nu, aici așa. Păi, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți episoade. Ok. Nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video tot ce aveți voi nevoie pentru a vă conecta pe acest fără. Uitați. Bă, asta zici că e primăria din Craiova, mă jur. De fapt, nu e primăria. Mă rog. Ba da. Seamănă cât de cât. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa.